Bună seara, vrăjitori! Bună seara, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit pe canalul meu de magie. Am început astăzi să vă prezint un pic situația semnelor zodiacale în anul 2024. Am început cu semnul meu, semnul Fecioarei, și voi continua cu semnul Scorpionului, pentru că, așa cum am spus, este un semn care este destul de mult prezent în viața mea și influențează foarte mult. Eu am făcut o consultare în tarot, exact la fel și pentru Scorpion. M-am confruntat și cu o mare doamnă astrologă care acum a încetat să mai practice această meserie, dar la insistențele mele a deschis și m-a pastrat la Scorpionului și nu am descoperit nimic din ceea ce nu știam. Dar vreau să împărtășesc cu voi, am vrut să-mi iau câteva notițe, să fiu cât mai precisă. Nu am avut cine știe ce noutăți de descoperit, decât că în acest an, în sfârșit, chiar din prima lună acestui an, planeta Pluto, care este una din guvernatoarele lui Scorpionului, se va muta, va pleca în Vărsător, dacă nu mă înșel, da. Iar Scorpionul va rămâne liber de anxietate, pentru că Scorpionul, chiar dacă nu arată, este un semn plin de anxietate. El este guvernat de Marte și Pluto. În acest an Marte va trece un guvernator secundar. Datorită faptului că Pluto se va muta în semnul Vărsătorului, Scorpionul, care trăiește mereu, chiar dacă nu arată, trăiește mereu o situație de anxietate, de frică. De ce? Pentru că, fiind un semn de apă, trăind pe planeta Pământ, planeta fricii, planeta emoțiilor, el reușește să capteze și pentru că este guvernat de Marte, să strângă și să acumuleze energiile distructive. De fapt, Scorpionul este un semn care încearcă să distrugă, este un semn distructiv care vrea să facă rău. Chiar dacă în fund nu este rău, este un semn bun, dar din cauza energiilor acumulate, Scorpionul este un semn distructiv. Ok. Ce se întâmplă cu Scorpionul? În sfârșit va avea un an liniștit, va reuși să fie calm, nu va mai trăi situațiile astea de război, nu se va părea că fiecare are cu el, că fiecare, oricine, orice doctor este un asasin, orice, ca să zic așa, scorpionii trăiesc așa, așa trăiesc ei viața lor, li se pare că oricine poate să fie un dușman, oricine vrea să ne vândă iluzii, să ne vândă fecuri, orice medicament ne omoară, ceva de genul ăsta. În sfârșit, în acest an, vor reuși să găsească un minut de calm. Cum vă spuneam, ei sunt guvernați de Marte, chiar dacă anul acesta planeta Marte devine guvernator secundar. Scorpionii vor avea un an de acțiune, deci nu va trebui să mai aștepte, va trebui să pună mâna și să facă. Vor avea și mare, mare, mare nevoie de a interagi, de a interacționa cu persoanele. Să-și mărească cercul de prieteni vor încerca, pentru că vor căuta să socializeze foarte mult, ceea ce este puțin grav pentru familie. Să sperăm că nu va afecta pe plan familiar acest... Vor încerca să descopere lucruri noi, persoane noi, chiar și ei vor călători puțin mai mult decât în anii trecuți. Ce să vă mai spun despre Scorpion? În acest an, în general, așa, Scorpionii tot timpul au o afinitate foarte mare, chiar dacă nu vor să o recunoască și nu-și dau seama, cu berbecul. Din cauza că berbecul și el este guvernat de Marte. Îmi dau seama acum că am două fete, una Scorpion și una berbec, și nu se înțeleg deloc. Dar din cauza asta nu se înțeleg, pentru că sunt amândouă guvernate de Marte și au caracterul ăsta exploziv. În schimb, eu, Fecioară, și cu Scorpionul suntem un cuplu distructiv, tindem să ne distrugem, să ne facem rău, dar ne și atragem în acel moment. Deci, între Scorpion și Fecioară, ori de la un moment la altul se trece la ură, ori există dragoste și pasiune, ceva de nedescris, cum între alte semne nu există. Ok.
Așa. Pentru Scorpion, o să o fac mai breve, mai scurtă acest video decât cel care l-am înregistrat pentru Fecioară. Normal, fiind semnul meu Fecioară, m-am concentrat mai mult. Pentru Scorpion, acest an este foarte bun pentru achiziții, noi achiziții, de exemplu o mașină, un teren, poate chiar și o casă. Este foarte, foarte important, dacă aveți probleme legale, să vă concentrați să le rezolvați în acest an, deoarece, la fel cum am uitat cu fecioarele, problemele financiare cu băncile trebuie să încerce să și le rezolve, pentru că este un an bun pentru fecioare. În schimb, Scorpionul, dacă a avut probleme judiciare, de exemplu pentru o moștenire sau un partaj pentru o casă, un divorț, va avea câștig de cauză, va fi susținut. Iar la fel ca la Fecioară, nu este chiar așa de mult protejat de divinitate cum este Fecioara. Fecioara chiar beneficiază de o mare protecție în acest an. În schimb, Scorpionul este un semn instinctiv și se bazează foarte mult pe instinctul său, merge foarte mult pe instinct. În acest an, în schimb, nu va mai ține cont nimeni de instinctul său, deoarece el va fi controlat și el de divinitate și îl va proteja de luat decizii. De exemplu, dacă vreți să faceți să luați o decizie importantă de viață și de moarte sau să achiziționați ceva important care costă mult, mult, sute de mii de euro sau zeci de mii de euro și se întâmplă ceva sau vi se aprinde un beculeț în minte, nu o face, dați retă, credeți, dați retă înseamnă credeți, ascultați și nu achiziționați sau nu faceți acel pas care, pentru că de data asta este divinitatea, forța supremă sau universul sau pe în cine credeți voi, care își bagă în năsucul și codița și vă ajută să nu faceți o prostie mai mare decât voi. Acest an va fi un an grandios, mare, imens, extrem de mare pentru scorpionii care își doresc să evolueze în mediul online. Dacă vreți să deschideți un canal de YouTube sau vreți să faceți ceva prin intermediul al TikTok-ului, Instagram-ului, nu știu, prin alte canale de socializare, nu știu, în acest an este benefic, este foarte, foarte bine să faceți, să vă promovați în mediul online. Cum am zis, o să încercați să vă lărgiți cercul de prieteni. Aveți mare grijă, pentru că este un an ca și la balanță. Balanța în acest an poate lua, este un an benefic pentru a face fii și la Scorpion este un an de decizie. În acest an puteți să luați decizie dacă mai vreți un fiu sau nu. Cam atât pot să vă spun despre Scorpion. Da, va renunța puțin la acea ură, ira, chef de ceartă, de scandal pus pe distrugere, va fi puțin mai calm din cauza lui Pluto. Un singur lucru, trebuie să fim atenți la scorpioni, în general, dar în acest an, în mod special, nu îi călcați pe coadă, pentru că dacă scorpionul vă pune într-un colț acolo și nu poate să vă facă să o plătiți astăzi, peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 40 de ani, când vă prinde la înghesuială, vă va taxa greu. Ok, deci scorpionii în acest an trebuie să se lanseze în mediul online. Ar fi bine să se lanseze în mediul online. Deja cei care sunt în jurul meu și pe care îi cunosc, de exemplu am o prietenă din Scorpion, care începe să se intereseze pentru a deschide un canal de YouTube, uite, mi-a venit în minte. Soțul meu, care este Scorpion, nu știu ce vrea să facă cu inteligența artificială. Fiica mea, Scorpion, și-a găsit un job online. Deci, uite, până la urmă este așa. Ok, asta a fost tot despre Scorpion. Eu sper, dacă mai vine în cap ceva pe parcurs, voi ascultați toate zodiile. Acum nu știu cu care zodie voi continua. Și pentru că, dacă văd că nu aveți interes pentru aceste videouri, nu mai pierd timpul să le înregistrez. Eu am vrut să fac această mapă astrală și aceste etalări specifice și speciale pentru 2024, pentru mine și pentru semnele care mă interesează. Deci următorul semn care mă interesează este berbecul.
bineînțeles nu ultimul, dar având în vedere că eu trăiesc cu un scorpion în casă, m-am interesat întâi de scorpion, după care mă voi interesa și de berbec, care este fiica mea cea mică. Și voi, dacă vă interesează, cu berbecul o să-l public sigur, 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 pentru că se vorbește despre fiica mea și trebuie să vadă ce zice mama de ea. O seară plăcută vă doresc!